păpușă de aia de-am văzut la mall. O păpușă care, bineînțeles. Aoleu, e păpușă de aia de-am văzut la mall. E păpușă de aia de-am văzut la mall. Trăivar, familia să... Dacă susții ceea ce fac, te invit să devii membru al canalului. M-ar ajuta foarte mult. Răspund sau nu răspund? De la afară, păi, ia. Ia. Ia, ia, ia. După cum știți, sunt păcăniști la tot pasul. TikTok-ul este plin de păcăniști. Mi-ar plăcea foarte mult ca echipa TikTok România poate să mai facă ceva în legătură cu reclamele la păcănele pentru copii, care sunt la ordinea zilei pentru boomerii nefolositori de TikTok. Așa funcționează reclamele la păcănele pe TikTok. Se face un video despre: o, ce îmi place paharul ăsta de apă, e foarte interesant. Și la secunda 15: ah, by the way, am un cadou pentru voi în linkul din bio, vedeți acolo. Evident, nu e așa? Orice copil, orice om curios, ce cadou poate să aibă pentru el? Ăștia care fac aparate și asumă, mă, dar ăștia, mă, după TikTok să mură pe bune, faci clip, dracu, n-are nicio treabă, dansezi și am cadou pentru voi în bio, direct aparate, ce dracu. Și au zis, mă, mâncava aș gura voastră, bă, ascultați aici, Tribal Pauli. Auzi ce... Dom'le, dacă pui în descriere la canal, nu e reclamă, auzi, mă, mâncava. Dacă pui în descriere... Păi așa pui și o descriere trăiți. Dacă pui în descriere, nu este, domnule, reclamă, că e în descriere, domnule, nu zic eu din gură, domnule. Nu e reclamă, domnule, cum să fie, domnule, reclamă? Gratuite la... Nu e, domnule, Acestea sunt cele mai faimoase persoane din fiecare țară. România. Probabil... Pocăitul 79. Sigur, hai! V-am lăsat tuturor un mare cadou în linkul de la acest profil. Fiecare își crește copilul în funcție de cum consideră el. Vă pupăm și nu uitați, vă așteaptă un cadou în bio. Ce vreți să vă dați? Wow, hai mă cu copilul, coai. Bă, lasă-mă, bă, ești nebun, e rău. Și nu uitați, vă așteaptă un cadou în bio. Ce vreți să vă dați? Cine zilei sau Biblia asta? Dacă ai peste 18 ani, deblochează cadouri din linkul din bio. Așa funcționează. Le găsești la orice căcala. Copii care se duc să facă review-uri de restaurante. Tot TikTok-ul care are target de copii face chestia asta. Absolut incredibil. Unul dintre aceste exemple a fost semnalat de Madalina.vin, care a mai apărut aici pe stream. Te pup, Costi, te pup. Mi se pare că e apogeul internetului românesc, că fata asta cu o zi înainte să-și posteze reclama de păcănele făcea unboxing la o păpușă. E păpușă de aia de-am văzut la mall! O păpușă care, bineînțeles... Aoleu, e păpușă de aia de-am văzut la mall. E păpușă de aia de-am văzut la mall. Trăivar, familia să... E păpușă de aia de-am văzut la mall. Nu se poate, bă. E pronto, tătăla, te-am văzut la magazin. E pronto, te-am văzut la magazin. E pronto, te-am văzut la magazin. Nu pot să cred, uite, pronto, te-am văzut la magazin. Pronto, dai cu el pe casă, am văzut la magazin. Uite, dai cu el pe casă, am văzut la magazin, uitați. La toată lumea, uitați, e pronto, am văzut la magazin. E pronto, am văzut la magazin. Nu te poate așa ceva, dacă te poate, doamnelor și domnilor. Îmi place și mai mult că inclusiv la clipul ăsta are întrebări. Când mai faci unboxing la jucării? Chiar spune că a postat. Dar imediat după reclama la jucării și-a strâns o pantofiori și a pus și a zis: uite câți pantofi am eu, dacă vrei să ai și tu, bag la păcănele. E așa de simplu. Bună ironia asta, îmi place. Ce părere ai? Exact. Minual mi-a trimis 20 de mesaje vocale noaptea asta, dar da, așa-s toți ăștia cu mesaje vocale, da, mor de ei. Și această fată, Andreea Bâlădâ, și-a șters TikTok-ul respectiv, supărată că s-a luat lumea de ea că face reclamă la păcănele și că a făcut o lumea fomistă, a început să facă live-uri de tipul: domne, ce problemă aveți, domne, voi, că fac eu reclamă la păcănele? Că ia stai, mă, că pui și eu inelul fără, păi ce facem aici, bate în joc? Să poate reacții fără inel? Păi da!
Așa, aia a fost. Săraci genul ăla. Și asta este o parte dintr-un live de-al Trânsei. Sau nu știți, n-ați înțeles nimic când ați fost la facultatea aia de fapt. Ați făcut-o degeaba. N-aveți o educație din partea părinților financiară. Spre exemplu, eu sunt plătitor de TVA, da? Dacă eu mă duc și plătesc la ANAF din campania mea cu păcănelele, înseamnă că îți bag ție salarul în buzunar, mâncați. I wanna be a da 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 da. Why, Jesus? Dau ajutoare, da, oamenilor, pensii. Acum întrebare, cine dracu ne mai plătește nouă pensia? Așa un viitor în față. Trebuie să mă ocup și eu de pilonul 2. Cine mai plătește pensia din TVA zilele astea? Ați înțeles? Din TVA să plătesc pensiile. Dar tupeul, dar zice de cineva că este ne... Bă, dar asumă-ți mă, frate, mă. Îți asum, nu? Dacă încep să faci un lucru, îți asum, nu? Îți asum. Îți asum că dacă mergi pe un drum, mai ales care are legătură cu internetul, îți asum că vei primi și hate. Trebuie să-ți asumi, adică trebuie să fii conștient de lucrul ăsta. Te apuci de OnlyFans? Că ești fată, că ești băiat, te apuci de OnlyFans? Ești conștient de la bun început că o să primești hate? Ești conștient că e bine sau că e rău, că e ok sau că nu e ok să primești hate? Asta nu mai contează. Bă, Savitare, nu știu cu gambling-ul. Eu ți-am spus, Twitch-ul, de exemplu, interzice gambling-ul. GG Drop-ul e pe Twitch. Atâta timp cât e pe Twitch, e... Oh, yeah! Oh, yeah! Vino cu asta, te pup eu pe tine. Vino cu asta, vino cu asta. Lasă-mă, bravo! Palma la cur. Ah, ce cur ai. Oh, ce cur ai, nebun. Educat, că e prost, că n-a fost la facultăți și că nu înțelege. Și ea ne zice că ea plătește TVA, că practic ajută această societate să-și plătească pensiile. Ar lucra pe 20 de milioane, de unde ar mai avea lumea atâția bani? Dacă toată lumea ar lucra pe 20 de milioane, de unde ar mai avea lumea atâția bani? Atât timp cât sunt plătitor de TVA, nu înțeleg care e problema. Nu e ca și cum a făcut ceva la negru. Da, sunt plătitoare de TVA, am firmă deschisă pe numele meu. Care e problema? Ăștia de mănâncă căcat n-au nici măcar o firmă deschisă și nu sunt plătitori de TVA. Atâta timp cât e legal, nu înțeleg care e problema. Duceți-vă și lătrați la ANAF. Duceți-vă să lătrați la masonerii, la masonii. Doamne ferește. Lumii, duceți-vă. Te pup la vară, mersi mult de donație, brother. Duceți-vă să lătrați unde vreți voi, ieșiți în stradă. Au, duceți-vă să lătrați, duceți-vă să alea și după aia, după ce a făcut toate chestiile astea, Soto, după ce a făcut toate chestiile astea, a început să ceară scuze că nu e de acord. Adică tot ea care a făcut chestia asta, după ce a primit hate, a început să zică că vezi, Doamne, păi stai așa că nu e bine. Păi stai, mă, omule, asumă-ți hate-ul ăla, frate, și mergi mai departe, asumă-ți. Până acum ne spuneai că nu avem educație, că nu avem aia, că nu știu ce. Atâta timp cât îți asumi, să mor eu dacă eu am ceva cu tine. Bă, asumă și punct. Adică asumă-ți când faci un lucru, asumă-ți. Mergi cu el până la capă, nu că stai că cu tare, pentru că le gândești, erai conștientă că tu dacă faci reclamă la asta, o să primești hate. Atâta timp cât e legal, îmi plătesc taxele, nu înțeleg care e problema. Nu înțelege care e problema, însă din cauza acestor, nu știu cum să le zic, acestei presiuni populare, pentru că și-a bătut toată lumea joc de ea, că cum să zici aceste căcaturi și vezi că... Bă, v-am zis, nu vreau să mănânc căcat sau ceva. Dacă aș fi avut 20 de ani, deci dacă aș fi avut 20 de ani, nu știu care ar fi fost cursul YouTube-ului cu mine. Cred că aș fi făcut aparate. Nu știu, dacă aș fi avut 20 de ani, mintea aia de copil, la 20 de ani, la 19 ani pe acolo, dacă făceam. Dar nu am 20 de ani. Ați înțeles? Dar cu siguranță, cred că făceam. Nu vreau să mănâncă ca să zic că nu. Ori ție mațele și vezi că faci reclame la păcănele la copii, s-a răzgândit. Ca orice personalitate puternică și care se respectă și care... Da, puternic pe principiile sale, nu-i așa? Cu o zi înainte era... Ce plă... Bă, vă plătesc salariile săracilor că stați pe 2000 de lei distrușilor.
săracilor care sunteți. Și când a văzut că e prea multă lume care îi zice că este fomistă și că presiunea este prea mare, a revenit. S-a răzgândit de pozi pe alta. Ia vedeți. Păcănel. Bă, dar nu mai trebuie să... Bă, terminați cu chestiile astea, frate, că nu sunt... Cine sunt eu să judec oamenii, să... De ce face alea? V-am zis, nu e scopul meu. Scopul meu e de entertainment, să fac entertainment. Oamenii trebuie să judece că voi priviți influencerii, youtuberii, bam, bam, bam. Voi aveți dreptul de a judeca oameni. Sau youtuberii. Voi ăștia care le băgați mâncărică în buzunar. Cum și eu, de exemplu, dacă aș face ceva, tu ăsta care te uiți la mine de 5 ani sau de un an de zile și mi-ai dat like sau te-ai uitat la mine la live-uri, m-ai susținut. Dacă mă vezi că merg pe un pas greșit, ia-mi morții în pulă, frate. Adică nu m-ar deranja să vină unul care de... Bă, frate, te urmăresc de 5 ani de zile, dă-te morții, mă, ce faci? Și de ce am făcut reclamă la chestia asta? Efectiv, m-am enervat foarte, foarte rău pe live-ul de astăzi, pentru că multe persoane m-au acuzat că vezi, Doamne, foamea. Vă iubesc, sincer vă iubesc, ador că această memă a plecat. Că și eu sunt conștient la rândul meu că fac lucruri care nu sunt o regulă, de exemplu, One Puff. Eu sunt conștient că se uită la copii la mine și fumez One Puff cu nicotină. Dar, fraților, am zis să fac un rău mai puțin, să nu mai fumez țigări pe live, să fumez dracu de-astea, dar tot e rău, dacă stai să te gândești. Dacă o iei logic, tot e rău. Dar ce dracu să fac? Fac un rău mai mic, mai bine fumez din astea decât să mai fumez țigări pe live. Oricum fumam țigări, dar na, acum o iau pe asta. Și vă iubesc absolut enorm. Pentru că am văzut la toată lumea că face reclama aia și am zis cu linkul în bio și am zis ok, haide să o fac și eu. Nu mi-am dat seama. În continuare sunt, bă, foarte supărată pentru că doar la mine... Dacă, de exemplu, făceam live-uri cum făceam la Giurgiu, în care nu fumam, la început nu fumam, gen, la un moment dat nu fumam pe live-uri, dar făceam live-ul o oră jumate, două ore, poți să te abții două ore să nu fumezi. Dacă stai mâncațeași gura ta 8 ore, deci când stai 8 ore mâncațeași gura ta, 9 ore, 10 ore, e greu să te abții să fumezi. Că vezi, Doamne... susțin păcănelele și toate prostiile că astea, că parcă doar eu fac chestia asta, da. Și a sărit cu gura doar la mine. De ce n-a sărit cu gura și la alții? Adică alții mult mai mari decât mine, care chiar au o influență pe online. Adică nu poți să spui că eu... Pentru că tu ai fost ipocrită. De asta a sărit lumea pe tine. Că ai fost ipocrită. De asta a sărit lumea pe tine, pentru că ai fost ipocrită. Iar oamenii când văd aroganți pe internet, ipocriți și chestii, ei sunt cei mai atacați. Că dacă erai în banca ta, sunt sigur că îți luai hate, dar îți luai un hate de la mai frumos, așa mai micuț, așa mai constructiv. Aveai un hate din ăla mai... luai un hate de la mai constructiv, mai alea. Dar nu când vii și spui că n-ai educație financiară, că tu faci aparate și noi n-avem educație financiară și ne spui că nu bagi... Tu îți dai seama cât de ipocrit să zici că faci aparate și bagi bani în buzunar la oameni, la bagi pensii? Chat. Chat. E rău de tot să... Bă, e rău. E rău de tot. Știi ce influență pe online am? 347.000 de follow. Cine sunt eu, domne? Ce te rău de mine așa? Cine sunt eu? Nu, adică eu m-am uitat la alții care sunt mult mai sus decât mine și am făcut și eu reclama aia. După, mamă, s-a făcut dita mai campania electorală și la mine pe live și peste tot și clipuri că vezi, Doamne, că ce greu o duc eu, că duc foamea și de azi înainte nu o să mai vedeți vreo reclamă cu mine la păcănele sau la pariuri sportive, ca să nu mai ziceți că e foame sau chestii de genul. Efectiv, am vorbit, am întrerupt contractul și punct. Deci singura modalitate prin care s-a oprit din făcut reclamă la păcănele la copii a fost prin a fi făcută fomistă și a te simți prost că ești făcută fomistă. Și asta a fost motivul pentru care ai fost convinsă ca persoană să nu mai faci reclame la păcănele pentru copii. If it works... Mi se putea explica frumos, nu să-mi săriți... Îi se putea explica frumos, mă. Îi se putea explica frumos, mă, Mâncavaș Gravos. Bă, frate, trebuie să-ți dai seama singur de chestii. Uite, vă mai dau un exemplu. Și eu, de când fac YouTube, sunt conștient că am greșit cu foarte multe chestii, dar am încercat să mă adaptez, fără să-mi spună lumea. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le făceam eu pe YouTube e că spuneam în pula mea o grămadă de chestii sexuale, povești sexuale, ce puteam eu, ce făceam. Și mi-am dat seama că nu e ok, că nu e în regulă.
La fel, făceam Omegle, făceam Caterinca de oameni pe Omegle. Bă, ce dracu fac, mă, ești nebun la cap. Mai bine fac Caterinca de bine, mai bine să-mi curgă mie balii, să râdă lumea de mine decât să râd de alți oameni și să promovez când mă iau de alți oameni. La fel, m-am schimbat, n-am mai făcut Omegle, că de-aia nu mai fac Omegle. Că nu e Caterinca să-ți bagi joc de alți oameni și să lumea să se uite și să te susțină. Wow, îți bagi joc de oameni, cu aia ești cel mai tare, faci like-uri. Ah, Andreea, poate nu este ok să faci reclame la păcănele pentru copii, înțelegi? Și nu știam de ce, zic, băi, frate, doamne. Vedeți mentalitatea omului. Am văzut la alții pe TikTok și am făcut și eu. Nebuni. Ce vreți? Sunt influențabilă. Dar măcar opriți și pe ceilalți care fac reclamele astea, nu doar pe mine, pentru că am fost extrem de supărată că m-ați înjosit, frate, doar pe mine, pe ceilalți nu i-ați mai văzut. Și pentru voi, pentru toți susținătorii mei, pentru toate... Bă, care zice că, pentru, că e faptul că îi face bani în așa ceva e trist pentru mine personal, eu vă zic o chestie. Vreau să vă zic o chestie. Oamenii sunt făcuți să uite. Oamenii așa sunt construiți să uite. La baza lor uităm. Nu să mai știe nimeni cine a făcut aparate peste 15 ani. Când ăla o să stea într-o casă sau 5 case sau 4 case cu 7 camere sau cu 30 de mașini și cu alea, nu se mai zică nimeni, bă, tu ai făcut aparate. Nu se mai zică nimeni. Astea sunt doar chestii pe moment. Astea sunt doar chestii pe moment, sunt atacuri pe moment, sunt cutare pe moment. Nu o să mai știe nimeni de ei că au făcut ei aparate și chestii. Ci că nu e adevărat, Marius Gabriel. Te asigur, Marius Gabriel. Te asigur, Marius Gabriel. Nu e vorba de ținut savitare. Ți-am zis, dacă nu făceam bani din donații, nu vreau să fiu ipocrit. Dacă nu făceam bani din donații și n-aveam atâția bani, că fac bani o grămadă, frate, eu chiar aș fi fost un jegos infect dacă și-a făcut aparate. Eu chiar meritam ghilotina. Deci eu dacă făceam, nu mă refer la nimeni, altcineva. Dacă îmi faci 1000 de euro pe live, mâncați-a și gura ta, să mai fac și aparate, eu chiar meritam ghilotina. Eu chiar meritam să pierd orice abonate. Ești nebun la cap dacă făceam... Bă, vorbesc sincer, eu sunt sincer. Dacă pe lângă banii ăștia, de-i fac banii ăștia de-mi donații, mai fac bani și din evenimente, mai fac bani și din membri, mai fac bani și de acolo și de acolo. Păi dă-o morții, că deja eram nesimțit de nesimțit, ești nebun la cap. Eram ultimul nesimțit. În jurăturile pe care le-am primit pentru tot hate-ul ăla, pentru toate mesajele de pe Instagram care mi-a sărit lumea în cap, adică stăteam și mă gândeam, băi frate, dar persoanele alea care sunt foarte influente în online, ele ce mai fac? Adică nu vede nimeni chestiile astea? Băi uite, văd că tu îi știi, de ce nu zici nimic despre ei? Bă, asta cu videochat-ul, când văd pe oameni, bă, sunt oameni, sunt bărbați care stau cu femei care fac videochat. Își asumă că fac lucrul ăsta și au o familie, la un moment dat sau chestii. Eu n-aș putea. Dar asta nu înseamnă că trebuie judecată persoana care face videochat. Cu ce mă rănește pe mine o fată care face videochat? Cu ce vă rănește pe voi o fată care face videochat? Adică, serios vorbesc, e treaba lui, ea și asumă, e treaba ei. E treaba ei, adică nu trebuie noi să judecăm oamenii care fac lucrurile astea, că nu suntem noi acolo, nu facem parte din familie ei. Ce treabă avem noi? Apucă-te și zid, cum am zis eu de Polo și de Dorian, apucă-te și zid de Ruby, dacă ești atât de îngrijorat de chestia asta, de ce nu zici cine te opriști? Sunt și eu om, greșesc, de multe chestii nu-mi dau seama pentru că și eu la rândul meu mă las influențată de ceea ce văd în mediul online. M-a mai enervat faptul că chestiile astea cu link-ul în bio se promovează, nu știu, cred că de jumătate de an în continuu, eu una nu am văzut niciodată, că altfel nu mai făceam nici eu. Adică chiar nu... N-am promovat niciodată o chestie nașpa, nu aș fi avut de ce să fac chestiile astea și m-am enervat super, super mult când mi-a zis că vezi, doamne, de foame. Păi și eu înjur, nici eu nu sunt pentru copii, știți bine că și o parte din live sunt idiot, o parte din live încerc să dau sfaturi, încerc să le explic la oameni, ca oamenii să înțeleagă și copiii să înțeleagă că este doar un divertisment. De-aia o parte fac așa cum fac și o parte le dau sfaturi, ați văzut și voi, dă relații, dă cutare, dă conviețuire, dă nebunii de astea, că așa încerc să fac copiii, că eu aș putea să fiu idiot tot live-ul. Dar mi-am asumat că se uită copii la mine și cumva încerc să mă mai redresez așa cât pot, știi? Că eu aș putea să fiu idiot tot live-ul. Tot live-ul pot să fiu idiot, mâncați și de la început până la final pot să fiu idiot, să întorc pronto în gură tot live-ul. Tot live-ul îmi bag pronto în buric, îmi bag, n-am treabă. Ai înțeles? Dar sunt conștient că se mă uită și copii și... Trebuie să ții chestia asta, știi? Bă, se uită copiii. Cât pronto să stori din gură, trăiți ar familia ta, cât să suși pronto ăla, să-l suși pronto tot în gură. Lui, tot pronto ăla. Ii pronto în gură, îl suși tot.
Asta nu e ușor să fii persoană mai cunoscută pe mediul online. Omul imediat sare și aruncă cu piatra când faci ceva greșit atât de care nici nu ți-ai dat seama. Păcănele la copii, atât. Numai atât. Acum mult timp în urmă și v-ați întrebat că, bă, ție cu cine ți-ar plăcea să ai campanii? Și am zis, bă, cu Superbet, cu FBet, că și oricum mai bag un 20 de lei, mai dau niște rotiri de alea acolo, adică nu înțeleg care e problema, sunt 20 de lei, măcar că nu. O să mă mai dă și niște rotiri de alea. Aolo! Mai dă și noi niște rotiri, da, le-am pe 20 de lei, mai dă și noi niște rotiri. Mai vârtim și noi roata aia, mă, mânca, bași gura. Și oricum mai bag un 20 mai de lei. Bag mai bag un alea, mai rotez, mai bag aia. Mai alea, mai bag și eu niște rotiri, niște... Mai dau și eu cu rotirile că alea. Și oricum mai bag un 20 de lei, mai dau niște rotiri de alea, acolo, că nu înțeleg care e problema. Mai dau la roata aia, mai învâi și eu, mai dau la roata aia, mai... Nu te pune nimeni să-ți dai casele. N-am promovat niciodată o chestie nașpa. Oricum când ești de la club, poate te mai duci într-un casino, mai bagi un 10 lei la Caterinca cu prieteni. Adică frate, nu. Băi, eu am altă mentalitate, altă gândire. Nu sunt flower power, e gândirea mea și punct. Nu toți trebuie să gândiți la fel. Mă bagi și eu 20 de lei, mă rotim, mai alea. Așa cum nici eu nu gândesc ca voi. Păcănele la copii, atât. Educați-vă copiii, educați-vă frate Pluzi, ce trebuie să fiu, educ eu? Că nici pe mine nu mi-a mai stat să-mi facă nimeni educație decât mama. Îmi dădea trei capace peste ochi și îmi reveneam, îmi dădea cu reveneal. Dar acum tot așa se promovează în online. Domnule, dacă ai dat o pălmuță în copil sau l-ai luat o leacă de păr, gata domnule, a murit, se duce mâine la protecția copilului că l-a bătut ăsta. Păi... Aolo, ce ai zis aici? Ce ai zis aici? Bătaie ruptă de rai, că eu așa îmi reveneam, îmi dădea mama... Bravo! Doamne, ce prostii pot să zică, bă, frate, bă. Au uscat-o alții peste ochi, îmi reveneam imediat, îmi dădea setare din fabrică. Omul imediat sare și aruncă cu piatra când faci... Păi cred că de-aia vorbești ce vorbești acum, că ai fost bătută și nu educată. Scuze că zic. Că și eu am ieșit un tărtan prost pentru că am avut tot așa educație. Tot așa cum ai primit o educație. Ce-a copilului că l-a bătut... Tot așa am avut și educație și am ieșit cam prost. Tot așa am avut parte de educație. Asta. Păi bătaie ruptă de rai, că eu așa îmi reveneam. Îmi dădea mama două scatoace peste ochi, îmi reveneam imediat. Îmi dădea setare din fabrică. Omul imediat sare și aruncă cu piatra când faci ceva. Da, acum... Ah. Să faci un treaz... Ah, Doamne! Violența împotriva copilului că i-a dat-o pe mine. Ce aruncă cu piatra când faci ceva. Da, acum? Ah. La fel cum a zis ăla pe internet, frate. Bă, cum mă să ieși pe internet și să spui că oamenii care joacă la aparate trebuie să moară, băi, frate? Păi stai mă puțin, asta e ultima, ajută-l, bă, pom, fă-i un centru. Bă, se întâmplă, cum și eu când eram puștean m-am drogat și mi-a revenit cu greu, da? Sunt oameni care greșesc în viața asta, nu înseamnă că trebuie aruncați la gunoi, trebuie să-i duci pe drumul cel bun, să-i redresezi cumva, să existe un centru, să fie ajutați, un psihiatru, un psiholog, ceva, doctor, ca să poată să ajute pe oamenii ăștia. Nu să îi lași acolo în lumea lor, să o reabilitare, o alea. Ieșiseră, nu mai știu cum îl cheamă pe internet, că ăștia care bagă la aparate trebuie să mă... Băi, omule, băi, vă sunteți stâmpiți la cap. Eu sunt 100% sigur că ăștia care se duc și bagă la aparate, îi umple un gol, mă. Îi iau un gol în sufletul lor acolo, ceva. Bă, sunt 100% sigur că îi iau un gol acolo, ceva în sufletul lor, e un gol acolo, lăsat de ceva. E un gol lăsat de ceva acolo. În sufletelul lor, eu am impresia că ei au un gol și ei cu chestia asta încearcă să umple golul ăla. Ăștia care bagă la aparate, frate. E un gol mare, imens acolo. Te pup, nonem, e un gol acolo, pe care ei încearcă să-l umple, știi? Se numește sărăcie, se numește o traumă, se numește... Să faci un treaz... A, Doamne! Violența împotriva copilului că i-a dat o pălmuță. Că nimeni nu zice acum, Doamne ferește, să cine știe ce să-i... Dar o palmă acolo, o păruială, tot merge.
Da, n-am ce să comentez. Andreea, cred că lumea i-a picat clapa pe tine că te-ai apucat să vorbești căcat. Că ne plătești tu pensiile din TVA. Nu, iubita, dacă ești plătitoare din TVA, zic eu ce faci cu TVA-ul. Din TVA îți cazi ce consum tu pe firma aia, faci din TVA, zic eu. Când îți iei iPhone 14, nicio pensie. Asta odată. A doua oară, văd că deja v-ați prins de ce vreau să vă propun. Mă gândeam că dacă singura modalitate pentru unii oameni este să pretinzi și să crezi despre ei că fac reclamă la păcănele de foame, băi, poate ar trebui să facem chestia asta în continuare. Mă gândeam, bă, nene, intrați la ei pe unde îi găsiți și indicați-le faptul că le este foame. Cum puteți să le indicați faptul că le este foame? Uite, foarte simplu, v-ați prins deja în chat. Printr-un emote simplu cu o farfurie goală. Hai să facem și noi așa la toți oamenii care fac reclamă la păcănele, pentru că aparent funcționează. Dragi păcăniși, să nu credeți că eu încurajez la bullying împotriva dumneavoastră. Eu doar sunt un cetățen îngrijorat de faptul că din ce în ce mai mulți copii bagă la fucking păcănele. Lucru complet adevărat. Loc în care m-am găsit și eu și am băgat la pariuri când eram adolescent. Și văzând că Imogene, poți da 100 de sfaturi, nu o zic cu răutate, dar multe persoane nu sunt destul de maturi și să înțeleagă legat de subiectul cu femeile. Eu trăiesc într-o familie în care vedeam că mama e înjosită și bătută de tata când era mic. Am crescut la fel, brodere. Eram mic și simțeam că n-am putere, ești nebun la cap. Adică știi că ești copil și simți că n-ai putere, frate. Și vedeam cum se ceartă de fiecare dată și vă jur pe cea mai scump că mă duceam pe geam. La mine în cameră e mult spus că n-aveam cameră, aveam o sufragerie. Și mă duceam, mă uitam pe geam și nu știu dacă țineți minte, frate, cei mai nenorociți nervi care poate să ia, să iebe un om sunt ăia aici. Sunt nervii de aici, din gât. Când simți că îți vine să plângi, dar numai, simți aici o chestie, nu știu cum pot să vă explic. E o chestie aici pe care o simți în gât, frate. Bă, și plângi, dar te găsește toți dracii. Când te ia, nu știu, frate, de aici din gât, nu știu cum să vă explic. Și stăteam, simțeam aici în gât, nu mai suportam. Un nod așa, un nu știu, știi? Bă, și plângeam în ultimul hal, frate. În ultimul hal. Că și eu am trecut prin chestiile astea, frate. Și eu am trecut prin chestiile astea. Dar și eu am avut parte de femei în viața mea care m-au înjosit până la prefuz. Ce făceam? Plecam, frate. Nici măcar în jurătură. Plecam, frate. Adio din viața mea. La revedere. Să fii sănătos, să vezi de treaba ta. La revedere, mă, și văd eu de viața mea, să fii tu sănătos. Nu violență, nu jigniri, nu nimic. La revedere. Când vezi în jos, la revedere, frate. Nu, la revedere, frate. Să fii tu sănătoasă, frate. Lasă-mă pe mine să fiu. Să fiu cum să fiu. Între colegele dumneavoastră, o păcănistă a fost convinsă de acuzațiile de foame. Am vrut să beat the allegations. The hunger allegations. Bă, dar din cât funcționează la un păcănist, poate funcționa și la mai mulți păcăniști. Așa că vă încurajez cu mare drag. Mai vedeți un păcănist fomist? Lăsați o farfurie goală în comentarii. Lăsați-l să știe că voi sunteți solidari cu foamea sa. Lăsați-l să știe că foamea sa nu trece nevăzută. POV, te uiți la TikTokerul tău preferat și dintr-o dată îl auzi că zice aveți... Vreau să vă povestesc, nu că sunt amărât, vai de capul meu. Și dacă aveam o țigară... Dacă stai pe TikTok cu oamenilor media vârstă de 20 de ani, e imposibil să nu vezi reclame la păcănele. Da, tare, mi-a plăcut. Mă opresc până nu-l văd pe Colo că postează asta. Dacă aș avea mai mulți bani, i-aș propune lui Colo să-i dau mai mulți bani decât îi dau păcănelele pe lună, doar ca să se lase de păcănele. Uite, dar chestia asta, chestia asta, uite. Eu respect pe Colo, e prietenul meu. Dar nu poți să ieși și să zici... E muncă. Nu e fratele meu muncă, fratele meu. Nu e muncă nici ce fac eu acum. E oarecum o muncă psihică. Dar nu e muncă în comparație cu ce fac alții. Asta e un căcat ce facem noi aici. Nu e muncă, bă, băiatule. Nu e, bă, muncă, bă, băiatule. Nu e muncă cum fac alții, mă, mâncați și gura ta, care stau la patron și sunt jigniți și alea și muncești. Asta nu e muncă ce fac eu. Eu sunt sincer, recunosc. Să mor, dar nu o recunosc. Și o recunosc, o să o recunosc în fiecare zi, în fiecare seară, în fiecare minut, în fiecare zi. Eu o să o recunosc. Nu e muncă când te trezești. Sunt alții care se trezesc la 5 de dimineață, trebuie să ia autobuzul, să se ducă o oră de mers pe drum, să intre la muncă la 7, merge nu știu ce, să trezește de la 4, să duce, muncește pe un depozit, muncește pe nu știu unde. Stă, are... Stai seama că în momentul ăsta, dacă eu am cât am în gură, nu știu cum dracu, 240 de euro și încep și zic, ia uite ce am.
Voi sunteți proști, mă? Voi de ce nu sunteți așa ca mine, mă? Voi de ce până la sunteți așa ca mine să faceți 100 de euro pe live? Duceți-vă, mă, munciți pe 20 de milioane, până la mea. Pentru că noi am avut un noroc, așa s-a întâmplat, să se inventeze chestia asta de streamer, de youtuber. Și am avut un noroc. Cine ne urmărește pe noi? Oamenii. Cine ne noi? Pe noi? Oamenii. Noi am avut un noroc, un noroc pe care mulți nu-l au. Deci, mulți nu au norocul ăsta. Și să iei și să zici că tu nu poți să fii ca mine, e ca și cum... E un noroc, frate. Unii mai fac povești, mai... Da, fac lumea să râdă, dar asta nu înseamnă că dacă fac lumea să râdă, trebuie să fac 35.000 de euro pe lună, 50.000, 100.000 de euro pe lună. Mai văd pe ăștia. Dom'le, dar Imogene, îți meriți banii. Hai că mi-i merit dacă e. Hai că, da, ăla care stă în spital și salvează oameni și face de gardă nu știu ce și salvează oameni și asistent sau cutare. Ăla pe ambulanță de conduce, ăla care e în construcții, de, își rupe cărca pe stâlpuri să aibă lumea lumină sau femeia aia de spală bătrân la cur în spitale și să aibă grijă de bătrânii noștri sau toate lucrurile, aia de ce n-ar merita? Aia de ce n-ar merita, mă, cavaș gura voastră? Este ce are? Este că lumea trebuie să știe că eu îi plătesc salariul acolo. Am alergie la foame. Văd o farfurie de aia goală, încep să strănut. Când îl au pe unul că vine și spune, când face unul 2000 de euro și vă pe la toți youtuberi, în special la mine vorbesc, care vin și spun, Imogene, îți meriți 2000 de euro pe seară? Bă, deschideți-vă mintea puțin. De ce merit eu și altul nu? Karma, câți bani ai pierdut cu ratele la fata aia? Da, pot să zic că na. Adică eu sunt super conștient de lucrurile astea, frate. Și sunt puțin ipocrit. Că cumva continui să fac chestiile astea și cumva continui să fac donații și sunt ipocrit. Că aș putea să mă opresc să nu mai fac. Sunt în realitatea mea ipocrit că fac lucrurile astea. Sunt sincer. Cumva. Sunt ipocrit, cumva. Că e nedreptate, da? Da.